Zămislirea Sfintei Fecioare Maria. Domnul și Dumnezeul nostru, vrând să-și cătească pentru sine locaș însuflețit pe pământ, casa sfântă spre sălășluirea lui, a trimis pe îngerul său către drepții Ioachim și Ana, dintr-o care a voit să se nască maica sa, și le-a vestit lor, care erau neroditori și sterbi, că le-a dat Dumnezeu lor dar de zămislire spre nașterea Fecioarei. Drept aceea, s-a zămislit Sfânta Fecioară Maria și s-a născut din sămânța bărbătească, însă din făgăduință fiind părinții ei, adică bătrâni și sterbi. Că numai Hristos singur s-a născut din Sfânta Fecioară Maria mai presus de fire, negrăit și netâlcuit, precum el singur știe, fără de voie trupească. Și Dumnezeu desăvârșit fiind, toate ale economiei lui celei după trup desăvârșit le-a luat asupra sa, adică firea oamenilor, așa precum a zidit-o și a plăsmuit-o dintr-un început. Deci în ziua aceasta o prăznuim ca aducere aminte a zămislirii Maicii lui Dumnezeu în pântecele Maicii sale, Sfânta și Dreapta Ana, zămislire binevestită pe pământ părinților ei și oamenilor printr-un înger. Acest lucru l-a făcut Dumnezeu, care din nimic le-a înființat pe toate, deșteptând pântecele cel sterb spre aducere de rod și pe cea care îmbătrânise fără de copii, maica născătoare de copii, cu preaslăvirea lucrată, sfârșit vrednic al cererii celei drepte a drepților ei părinți, pe fecioara dăruind-o, dintr-o care însuși Dumnezeu avea să vină în trup, spre cea de-a doua naștere a toate câte sunt. Că așa e binevoit Dumnezeu ca niște părinți, înțelepți și mijlocitori ai oamenilor, să nască fiica pe cea aleasă din toate neamurile și dinainte hotărâtă mai înainte de veci. Și se face acest sobor într-o cinstită casă a născătoarei de Dumnezeu, ceea ce este în Zvoran, aproape de preasfânta ei biserică.